Fiecare medic de familie are legea proprie după care își desfășoară activitatea în cabinetul individual. De exemplu, Didel Volcea, care este medic de familie în comuna Alimpești, își coordonează activitatea după bunul lui plac. Medicul susține că sunt zile când face și câte 50 de consultații pe zi, deși legea îi permite numai 20. Aici au fost 50 de oameni ieri la consultații. Eu nu vă înțeleg. Și au venit oamenii de la târg? Nu, dragă, vin la consultații. Și întotdeauna când e zi de târg, oamenii vin și la consultații. E ziua cea mai aglomerată, de fapt și asta se vede. Și eu nu vă înțeleg pe dumneavoastră. Păi și câte consultații ați făcut ieri? Ah, nu știu de ce stau de vorbă cu dumneavoastră. Mă gândesc că nu aveți voie să faceți 50 de consultații pe zi. Ținând cont lăsați că e legea noastră, e legea noastră. Noi muncim într-o zi mai mult. Cât despre programări, medicul de familie din Alimpești nu are habar. El susține că la cabinetele din mediul rural nu funcționează sistemul de programare a consultațiilor. Eu știu că 20 de consultații aveți voie să faceți pe zi. Și ce să fac cu oamenii? Să-i trimit acasă? Păi se face programare, din câte știu eu. Păi și ce să le fac eu programare? Să-i întreb înainte? Oamenii vin când au nevoie. Întrebat cât timp stă la cabinet pentru a-și consulta bolnavii, medicul nu a avut replică, însă știe că trebuie să aloce câte 15-20 de minute fiecărui pacient. La 50 de consultații... Noi avem un plafon de consultații pe lună. La 50 de consultații pe zi, eu vă întreb, cât timp alocați fiecărui bolnav? 15 minute. 15 minute? Da, eu plec acasă noapte. Facem un calcul. Domnișoară, dumneavoastră, deci, ce faceți? 15 minute, 80 de bolnavi. Hai, domnișoară, te rog frumos. Domnișoară, nu mă plătești dumneata pe mine, eu discut cu casa. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj au aflat despre această situație și susțin că vor verifica activitatea medicului de familie. Să verificăm legătură cu cazul de la Alimpești. Regula este 20 de consultații pe zi, restul reprogramează pentru zilele următoare. Au 15 minute pentru o consultație. Medicul de familie își tratează pacienții pe bandă rulantă și așteaptă banii de la CEASE Gorj pentru serviciile prestate.